Actriță de teatru și cinema, dar și poetă, postură în care este mai puțin cunoscută, Ioana Crăciunescu s-a născut la 13 septembrie 1950 la București. A absolvit liceul Mihai Viteazu din capitală și cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, după care a devenit actrița Teatrului Notara. Pe scena acestuia a jucat mai mult de 50 de roluri, iar în cinematografia românească Ioana face un rol memorabil alături de Șerban Ionescu în Blestemul Pământului, Blestemul Iubirii, o producție în care se urmărește tema romanului Ion al lui Liviu Rebrean. Ion al Glanetașului este un tânăr țăran isteț și harnic, dar sărac. Legile nescrise ale colectivității rurale îl învață că, pentru a intra în rândul lumii, trebuie să aibă pământ, cât mai mult pământ. Dorința de înavuțire depășește limitele normalității, devine obsesie maladivă, îl face să încalce codul moral al comunității. Viața lui și viețile celor din jur sfârșesc tragic. Ecranizare în două părți a romanului Ion de Liviu Rebreanu. Circa alte 20 de filme mai fac parte din filmografia româncei, care mai este cunoscută, chiar dacă într-o măsură mai mică, și pentru faptul că reprezintă poetul clasic contemporan care a scris câteva volume de versuri agreate de personalități ale culturii, printre care și cunoscutul scriitor și filozof Gabriel Licean. Eu am o mare admirație, cel puțin pentru două volume excepționale de versuri, Supa de ceapă și Iarna clinică, dacă nu mă înșel, nu? Și ea cred că ne va citi dintr-un volum care sper să apară cât mai curând în integralitatea sa. E vorba de grupajul pe care eu știu și care este o chintesență a poeziei Ioanei Crăciunescu, Mon General. Mon General. Împăzește cerul, cerul negru al copilăriei în care roz împăra doar ștreangul, cerul sub care mă dau peste cap, cuvintele fac tumbe infantile, fiecare rază de soare îmi este o ghilotină, mon general. Un amănunt legat de vremurile de când datează cunoașterea celor două personalități vine din partea discipolului lui Noica, omul născut la Râmnicu Vâlcea, cel care o cunoaște pe actrița și poeta româncă încă din 1978. Ea m-a introdus în 1978 când eu am făcut transumanța din Ardeal în orașul tuturor posibilităților și al tuturor ratărilor. București, în 1978, m-a invitat la celebrele ei de naștere,